Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Trebuie să meargă să-și ia pastilele de iod de la farmacie. Este o declarație a lui Alexandru Rafila. Mamă, cum sună asta. Știi care e prima întrebare care îmi vine mie în cap? Acum că eu am împlinit 40 de ani. Și noi ăștia peste 40 ce facem? Sau unde mergem? Știi, cred că o să apară o nouă întrebare în România. Auzi, tu te califici la pastila de iod? Da, chiar așa, te califici la pastila de iod, dar dincolo de asta, anunțul Ministrului Sănătății a fost un pic intempestiv și neașteptat. Într-adevăr, în Ucraina sunt probleme la centrala de la Zaporojie, unde au fost la centrala atomică de la Zaporojie, unde au fost și bombardamente și sunt mai mulți senzori stricați, sunt stricăciune acolo, dar fără a afecta gradul de radiații. Deși când auzi treaba asta, sigur că s-a bombardat o centrală nucleară, nu prea e bine, nu? Adică nu prea te simți în regulă. De ceva vreme, Ministerul Sănătății a încercat să pună la punct un plan de distribuire a acestor pastile de iod, deci ideea nu e nouă. A încercat să facă acest lucru prin medicii de familie, dar aceștia s-au opus pentru că este enorm de mult de muncă să faci acest lucru pentru milioane de pacienți, pur și simplu blocai cabinetele medicale. Ministrul a spus în urmă cu 2-3 luni că se va găsi o modalitate, că pastilele sunt în farmacie, insistă și astăzi, și că totuși trebuie să ajungi la medicul de familie să-ți iei rețeta. Dar de ce graba asta? Nu a mai explicat nimeni de ce anunțul acesta intempestiv și noi am contactat pe cei de la Ministerul Sănătății. Nimeni de acolo nu a dorit să vorbească. Ei au revenit cu niște precizări aseară în care au dat câteva explicații. Totuși l-am sunat în dimineața aceasta pe medicul de familie Gindrovel Dumitra. Bună dimineața! Bună dimineața. Mulțumim că ați acceptat. Dumneavoastră faceți parte și din Societatea Națională a Medicilor de Familie. Haideți întâi, domnule Dumitra, să ne lămuriți de ce, întrebarea pe care a adresat-o Radu mai devreme, de ce doar cei sub 40 de ani ar trebui să ia pastilele astea? Multă lume nu a înțeles acest lucru, nici nouă nu ne este clar. Sigur, există o anumită biologie în ceea ce numește, în ceea ce numește funcționarea tiroidei și trebuie să vă spun că, să zicem, nivelul de absorpție cel mai crescut al iodului se întâlnește la nou-născuți, dacă este să ne raportăm la grupă de vârstă. Pe măsură ce ne uităm în vârstă, acest nivel sau capacitatea tiroidei de a capta iodul pe care l-are la dispoziție începe să scadă, astfel încât se poate considera că la peste 40 de ani, pe de-o parte, capacitatea de absorpție a iodului este foarte redusă pentru că e deja saturată cu iod de-a lungul vieții, iar pe de altă parte, perioada de apariție a unor cancere de tiroidă este ireal de mică, având în vedere faptul că totuși vorbim de vârstă înaintate. Practic, riscul de a dezvolta cancer tiroidian este mai mare cu cât vârsta este mai mică. Și invers, este mai mic cu cât vârsta este mai mare. Pentru că acesta este motivul pentru care se administrează aceste pastile de iod. Aceste pastile nu ne protejează în cazul în care atacul atomic se întâmplă în vecinătate și persoana respectivă este expusă forțelor mecanice, cum ar fi suflul exploziei sau iradierea și așa mai departe. Protecția este oferită doar pentru persoanele care se află la distanță și care, datorită deplasării norului radioactiv, este foarte posibil ca să ingere, adică să mănânce, să, prin intermediul alimentației obișnuite, în special legumelor, dar și prin intermediul apei, ca acele iod radioactiv sau cesiu radioactiv să cadă din nor radioactiv pe elemente alimentare, acestea să fie administrate persoana respectivă, iar, după cum spuneam, cu cât vârsta este mai mică, cu atât tiroida începe să capteze acel iod radioactiv. Bun, asta este... moment, așa? În acel moment există riscul de apariție a cancerului tiroidian. Este singurul element pentru care administrăm acest iod în acest moment. Ok. Domnule Dumitra, acum explicația asta biologică, medicală, este foarte clară. Hai să trecem un pic la chestiunile administrative. Tehnic, ieri Ministrul Sănătății i-a îndemnat și pe pacienții dumneavoastră, cei sub 40 de ani,
să vină la cabinet să-și ia rețetele ca să poată lua din farmacii medicamentul acesta. E posibil să se întâmple așa, tehnic, scriptic, administrativ? Dacă este posibil tehnic ca astăzi, eu și cu colegii mei să eliberăm tuturor pacienților cu vârsta sub 40 de ani, vă spun că este imposibil. Pentru că gândiți-vă că în acest interval de timp, pe lângă faptul că vorbim de luna august în care mulți dintre noi sunt în concedii, pe de altă parte, totuși la cabinetele noastre sunt programați pacienții cu boli cronice și mai ales pacienții cu boli acute. Cei care se prezintă la cabinete, mulți dintre ei încă sunt simptomatici respiratori în ceea ce privește COVID, motiv pentru care eliberarea rețetei pentru ridicarea din farmacie va fi un proces continuu, nu va fi un proces imediat. Deci s-ar putea să mai dureze. Din punctul ăsta de vedere, cum priviți anunțul de ieri al Ministrului Sănătății? V-a surprins? V-a pus pe gânduri? Cum îl interpretați? Acum, ordinul de distribuție a iodului și procedura de distribuție prin rețetă eliberată de către medicul de familie și mai departe prin farmacie a fost eliberată în iunie. De atunci până acum, numărul de persoane care au apelat la această rețetă este foarte, foarte mic. În contextul în care au existat incidente la centrala atomoelectrică de la Saboroje în timpul weekendului, probabil că la nivelul Ministerului Sănătății s-a evaluat această, să zicem, această distribuție care a fost efectuată până în acest moment și a fost luată această decizie de a face acest anunț public. Din punctul nostru de vedere, repet, capacitatea noastră de a distribui rețetele, de a le distribui rețetele și nu iodul, în acest moment este limitată de activitatea obișnuită și o să o facem în condiții normale. Ok, acum mi-e un pic neclar și de ce această procedură, dacă ai sub 40 de ani și ești îndemnat de statul român să iei aceste pastile în caz de, atenție, accident nuclear, ceea ce nu avem acum, dar să zicem că acolo vor fi probleme mai mari, de ce nu poți să ridici pur și simplu aceste pastile cu buletinul de la farmaciile, cele 2500 în care se află aceste pastile? Această procedură este valabilă în acest moment în anumite țări vest-europene. Există mai multe sisteme de distribuție a, să zicem, pastile de iodură de potasiu direct din farmacie pe baza unui card sau sunt transmise prin poștă de către autorități. Însă, în România, haideți să ne uităm un pic la grupa de vârstă pe care o avem în acest moment în vizor. E vorba de grupa de vârstă sub 40 de ani. Dacă până la vârsta de 18 ani există controle regulate periodice la medicul de familie și într-un fel sau altul acești copii trec regulat pe la noi, astfel încât avem o imagine în ceea ce privește patologia cronică existentă, e bine, între 20 și 40 de ani sau între 18 și 40 de ani există un mare hiatus în care persoane din această grupă de vârstă consideră că nu mai au nevoie de intervenții preventive, motiv pentru care contactul cu medicul de familie, dar și cu medicul sistemul medical, este foarte redus. Din acest motiv este foarte posibil ca anumite contraindicații sau anumite boli care expun și necesită o urmărire ulterioară să nu fie cunoscute. Din acest motiv, Ministerul Sănătății a hotărât ca să fie eliberată o rețetă pentru ca medicul de familie să, pe lângă eliberarea rețetei, să facă și consilierea, precum și să depisteze anumite semne sau simptome ale unor afecțiuni care vor necesita ulterior urmărire. Mulțumesc tare mult, Gindrovel Dumitra este medic de familie, face parte din Societatea Națională a Medicilor de Familie. Sper că explicațiile au fost suficiente, în orice caz mult mai clare decât ale Ministerului Sănătății. Eu mă tot gândeam dacă în cazul nostru urmai și valabile pastilele pe care le-am luat în 86, știi, și de-aia nu le-am mai dat a doua doză. Doar dacă le ai în buzunar și, păi, și le-ai ținut de atunci până acum. Știi că am primit atunci niște pastiluțe, da, mi-aduc, cu iod după accidentul de la Cernobâl și mă gândesc că a doua doză nu mai e necesară. Dar ai văzut și alt lucru, că în dimineața asta s-a stabilit oficial că ești bătrân? Da, măi, vorba pe unui bune, prieten de-ai mei zice, până acum ești tânăr și deodată constați că nu te califici la pastile de iod? Dacă, exact, cu calificarea la pastilele de iod, ce spuneam și mai devreme, va deveni o întrebare din aia, știi cum era pe Mirc, age, sex, location, când cereai detalii despre, da, persoana cu care vorbești, așa o să fie întrebarea asta. Te califici la pastila cu iod? A, nu? Bloc. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.